Ce avem? Un boss, un rare. Rare. Nu-l nimenez cu... pronunția. Level 8. A, pot să mă fac mânță. Bun. Dar n-am abilități. Pot să mai fug. Dar nu pot să atac cu el. Că sunt specul de balance. Să merg mai nevi. Bun, și așa. În mâță, pisică, mă rog, merge o leacă mai nevi. Bine, și Hunter-ul are niște abilități pasive, passive, care te fac să merg mai nevi. Și Dead Knight-ul. Paladinul are un sprint. Am și eu am sprint, un dash de asta. Mai e un tiger form. Tot așa, mergi repede și mai repede. Până la level 20, când îți iei cal, sau depinde de ratio. Foarte mișto chestia asta cu se schimbă din agility în intelect. Chiar trebuia chestia asta. Adică dacă vreau să mă fac deodată altceva, pot să mă fac. Să schimb spec-ul. Astea se respawnează. Îți dau respawn. Serverele PvP, eu sunt pe un server PvE, am renunțat cu totul la PvP, cum e nerva. Când te atacă unul, poți să dai în mâță și scuturi. Dacă ai viață mică, adică. Ai... rogul tot la fel. Are un sprint. Bine, la level 15 eu fac numai dungeons. Că așa îmi place mie. Stau în oraș, iau de la XP dublu. Este o chestie care îți mărește. Cum se cheamă? Rested XP. Cum ar fi că te odihnești în city și îți dă o bucățică de care ai dreptul să faci nu știu cât XP dublu. Adică faci mai repede XP. Și stai acolo. Îți dă, bine, îți dă foarte puțin. Cât stai mai mult degeaba. Good luck, friend. Cu atât primești mai mult de aia. Deci e bine și să stai degeaba în World of Warcraft. Dar nu oriunde, în Main City sau în Goldshire, de exemplu. În tavernele alea, cum le zici. Quest Hub-uri le zici, am trebuit. Now what? Unde se mai mă duc? Asta n-am chef să fac asta. Ah,
pot să fac asta. Când ai toate herumurile, eu nu le-am pe toate. Îți dă asta. Druid. Ai, druid ca mine. Aia, ăla are de la... Nu, sunt la fel. Numai că arată diferit. El s-a luat de pe vremea când nu se schimbau statusurile. Nu știu ce zici. Când ai 35 de heirloom, îți primești achievement. Asta. Eu până acum am... Meu fraco. Oh, olha, senão morre boss. Ți-l fura și trebuia să aștepți până se respawnează. Ă, de ce merg cu așa? Așa. Eu sunt pe Silver Moon, cel mai populat server din Alianță. Mai am și pe Outland, cel mai populat server din Horde. Așa e. Real Pop, un site care zice. Să-mi spuneți dacă e idee bună sau rea chestia asta, că m-am băgat pe cel mai cu populație cea mai mare. Eu mă gândeam că sunt guildi multe și aia să ai de unde alege. Că nu poți să intri în guilda, ba da, poți să faci chestia asta, să intri în guilda de pe alt server. Unul e de pe alt server de pe care ești.